Și mai ești prieteni și acum mare, mare, mare? Nu. De ce? Că nu ne-am mai întâlnit. De ce? Așa des. Că am luat drumuri diferite. Fiecare cu jobul lui, cu treaba lui. Nu am, ne-am intersectat așa ca job. Și, na. Au dus. Mai vorbim așa din când în când, da? Nu... Mai, da. Da. Când dar dacă mergi pe același drum, ai dreptate. Când te tot intersectezi, rămâi în super mega relație, așa cum se întâmplă între Diana Bulimar și Larisa Iordache. Bine ați venit! Băi, ne-a fost dor de voi de adevăratele, așa, că la televizor ne-am tot văzut, ne-am tot auzit, ne-am tot... Fetelor, v-am adus pentru că am eu impresia, nu știu de ce, că oamenii au nevoie și de lucruri frumoase în viața lor și de povești minunate și de-a dreptul miraculoase, pentru că asta vorbeam cu Bursucul înainte. Oamenii, de la un punct încolo, când noi au pe drumuri diferite, nu-și mai amintesc foarte des unul de altul, prieteniile se răcesc. La voi nu s-a întâmplat așa deloc. Vă știți de când aveați 12 ani? Da, eu eram un pic mai tânără decât ea cu mai un an. Tânără? Da. Ea la 12 ani bătrână. Da, dar da, ne știm de o viață, pot să zic. Și am avut și noi urcușuri și coborâșuri în relația noastră de prietenie, dar acum suntem foarte bine. Voi ați, ne-ați dat nou un exemplu de prietenie tot timpul, cel puțin în ultimii ani de când noi am aflat de asta. Știi că vă treziți dimineața și vă beți cafea împreună. Așa? Acum, da, atunci când eram în gimnastică, o făceam la masă, pentru că stăteam în același loc. Și acum stăm aproape în același loc, doar în apartamente diferite. Și ne bem cafeaua de la distanță, printr-un telefon. Pentru că noi diminețile nu prea ne ridicăm din pat și atunci avem... E mai greu. Mai greu, eu mai sunt cum mai sunt, dar undeva la 11 ne bem cafeaua și eu o beau pe a treia. Ok, da. Deci hai să zicem că una dintre voi mai puțin matinală. Da. Dar așa ai fost întotdeauna? Da, mi-e place foarte mult să dorm dimineața. Acum pot să zic, nu mă feresc de nimic, într-adevăr, îmi place să dorm dimineața și Gogo mă înțelege cu siguranță, deci mi-e ok. Vă spuneți una celelalte? Am avut o perioadă în viață, se numește maturizare, adolescență, și atunci lucrurile se dezvoltă la toată lumea. E, noi ne-am dezvoltat un pic ca femei și eram un pic ca două gogoșele, pentru că ne-am dezvoltat deodată. Și eram una cu cealaltă, hai gogo, hai gogoașă, hai gogo. Și atunci de la gogoașă am ajuns la gogo. Și ne spunem gogo un alteia. Am observat de asta și întrebat. Da. Dar când erați mititele, nu prea se punea problema de gogo deloc, pentru că n-aveați voie bobo. Da, așa. Nici este. Prăjii. Nici. Este totuși un sport de performanță. Dar nu e cumva frustrant? Primeam dulce, dar nu primeam în cantități industriale atât de mari încât să ne putem sătura noi. Însă atunci când ieșeam duminica în oraș câteva ore, cred că 2 ore sau 3, ne făceam plinul pentru toată săptămâna, cu siguranță. Deci erau și momente în care scăpați de sub supraveghere. Și se vedea și la cântar, clar. Un kilogram, două. Bine, ea mai rărus cu kilogramele în plus, dar la mine s-a văzut tot timpul. Deci tu ai fost întotdeauna mai sensibilă din punctul ăsta de vedere. Nu poți să trișezi. Da, trebuie să am foarte mare grijă. Într-adevăr, ea are o conformație care îi se văd mușchii mult mai bine. Eu trebuie să am foarte, foarte mare grijă din punctul ăsta de vedere. Dar mă mențin. Aveți grijă și una de cealaltă? Eu zic că da. Pentru că mi-aduc aminte că acum vreo 5 ani cred că am văzut o fotografie pe Facebook, dacă nu mă înșel. Era una dintre voi, cred că Larisa era bolnavă și tu ai venit... Nu, că noi de obicei ne și accidentam odată. Ia. Tu erai în operația, după operația de la tendon și eram accidentată cu... Aveam și o operație la mână și am stat câteva ore bune la spital la ea ca să pot să o bine dispun, pentru că cumva... Trecând printr-o accidentare este destul de greu și atunci tu când știi prin ce trece cel de lângă tine, cumva vrei să-i aduci buna dispoziție. Și cu toate că am fost certată după că am ajuns târziu în camera de hotel de cămin, mi-am asumat pentru că ea se simțea ceva mai bine și am trecut peste. Și dă-ne un sfat, cum se face
să ridici moralul cuiva care e la pământ? Cred că, în primul rând, trebuie să vezi cu adevărat ceea ce se întâmplă, fără dar și poate, și ușor, ușor să faci mișto de situație. Că altfel nu se poate. Dacă nu faci, se zice că dacă nu iei viața în glumă, te poate juca ea pe tine. Așa că joacă tu pe ea. Foarte corect. Iar în meseria voastră întotdeauna a fost așa. A trebuit să luați cumva și în joacă performanța asta. Exact, pentru că la un moment dat devenea monotonie, te plictiseai în fiecare zi aceleași exerciții. La un moment dat trebuia schimba ceva. Mai făceam o glumă, mai făceam anumite lucruri în camera de hotel, cum ar fi să ne facem măști cu ou, și a doua zi mirosea la sală tot părul nostru. Na, lucruri de genul. Și ne bine despuneam. Făceați de asta de fete, vă machiați una pe cealaltă, de exemplu, s-a întâmplat? Nu ne-am machiat niciodată una pe cealaltă, dar cred că ne-am descoperit noi pe noi. A fost mai degrabă o atribuire a noastră să ne dezvăluim fiecare sentimentele pentru noi. Pentru că, stând în aceeași cameră, normal, eu mă uitam la Larisa, Larisa făcea ceva, se lua după mine și atunci ne completam una pe cealaltă. Uite, îmi place cum te-ai dat cu ruj, îmi place cum stă cu cealaltă și tot așa. Mă gândesc că fiind atât de strânsă prietenia voastră, probabil era percepută de celelalte colege ca un fel de mic stat în stat. S-a pus problema așa? Nu cred, pentru că noi am avut dintotdeauna, am fost ok și cu celelalte colegi ale noastre și niciodată nu le-am dat la o parte. Da. Dacă au vrut să vină să vorbească cu noi, să povestească, fără dar și poate noi le-am primit și am fost super deschise, le-am susținut de asemenea și pe ele, pentru că unele erau mai micuțe decât noi și ne plăcea să fim cele mai mari, ne sfătuiam și atunci încercam să le ridicăm și pe ele. Și asta ne-a unit prietenia mai mult. Da, cred că a fost și una dintre cele mai frumoase perioade, trecând de la mezinele grupului la cele mai mari, să zicem, doi capitani. Cele mici nu ne vedeau neapărat ca niște prietene pe atunci, mai degrabă pe cineva pe care să privească cum fac la antrenament, ce fac în afară, cum se odihnesc. Și atunci am încercat să le luăm în grupul nostru și cred că a fost cea mai frumoasă perioadă. Da, da, așa este. Și am ajuns în momentul ăsta în care cele două Gogo la un moment dat își dau câte un telefon și zic: auzi, Gogo, hai să mergem într-o vacanță. Și asta s-a întâmplat? Deocamdată nu, din păcate, pentru că i-am mai avut treabă cu gimnastica și a fost destul de greu, mai ales că pentru mine a fost un an foarte, foarte dificil. Cumva Gogo a stat un pic, m-a ajutat foarte mult, mai ales după pierderea mamei, m-a ajutat enorm de mult și a fost acolo lângă mine, mai ales în fiecare zi la Olimpiadă când eram la Tokyo, era: ce faci, cum ești? Și cumva toate prietenele noastre o sunau pe ea: cum e? Cum se simte? Cum nu știu ce? Ca să nu mă streseze pe mine, lua ea tot stresul și atunci a informat pe toată lumea. Am fost poștă un pic, dar nu m-a deranjat absolut deloc, adică mi-a plăcut că au înțeles ideea că lăsați-o, vorbesc cu ea, înțelegeți că avem o conexiune pe care nu o poți înlocui cu nimeni altcineva și atunci lăsați-mă să vorbesc eu cu ea și vă dau eu mai departe. Înțelept. Da, înțelept. Da. Totuși e vorba de Olimpiadă. Foarte apreciat, da. Pentru mine a însemnat foarte mult. Dar cred că următorii ani vom face și vacanțe împreună și vom merge undeva la soare să ne relaxăm și să ne liniștim, sper din suflet, și să ne și distrăm. După pandemie. Da. Da. Am un test pentru ele. Am un test pentru voi, dragile, să vedem cât de bine vă cunoașteți după atâția ani petrecuți împreună. Și o să începem așa. Test rapid. Ceai sau cafea? Ce crezi tu că... Atenție! Ce crezi tu că preferă Larisa? Larisa, ce crezi tu că preferă Dian? Nu așa ce ai bea tu, că așa e simplu. Ambele. Cafea. Dian. Cafea. La asta am în două cafea. Da. Dar vezi că tu bei ceaiuri. Multe. Dar deci mai ceai mult sau cafea? Cafea. Ambele. Cafea. Bun. Prăjitură sau ciocolată? Ce crezi tu, Diana, despre Larisa? Am prăjitură. Prăjitură, amândouă. Aici pot să recunosc. Nu, mi s-a pus o întrebare când eram la un concurs în Anglia de către domnul Cristi, fostul antrenor al Dianei și antrenorul meu actual, și a zis: între un kilogram de Eugenii și o prăjitură foarte bună, ce alegeți? Și am zis în felul următor: dați-mi-le pe amândouă, le mănânc și după aia decid. Corect, mi se pare absolut corect. Foarte bună. Fustă scurtă sau blugi? Blugi. Fustă. Da, tu,
Deci tu mai mult pe fustă. Ski sau surf? Niciuna, suntem accidentate. Nu, dacă nu. Ar fi să alegi așa, între sporturi de iarnă sau de vară? Hai, o luăm altă. Vară. Cred că de vară, da. Bun. Blond sau brunet? În ultima perioadă este blond. Blond, așa... Da, acum s-a brunet. Mai închis, da. Na. Până acum 3 zile chiar am fost blondă. Nu, mă refer la băiatul din viața ei. Blond sau brunet? Ce bărbați. Nu s-a prins niciuna, deci dacă te-au spus că ești beat. Ok, da, da, mă duc să mă culc. Deci, ce ar prefera? Blond sau brunet? Blond. Și a brunet. Dar ăștia sunt actualici, asta nu? Nu, ok. Bun. Toc sau Adidas? La Gogo Adidas. Dacă vrea fustă, sunt dacă tocuri. O doare piciorul, Adidas. Dacă nu o doare, tocuri. Corect. Foarte corect aici. Bun. Munte sau mare? Mare. Mare. Cine? Mm-hmm. La el sau la tine, Cina? La Gogo la ea. Da, ei place foarte mult să meargă cineva la ea acasă, să stea la o cafea, să mănânce ceva, nimic mai mult, adică să nu iasă niciunde. Iar la Larisa... Altundeva, dar nu acasă, nici la tine, nici la el. Ok, exact. Și acum vreau să-mi răspund, dar sincer, nu că te-am la televizor, trebuie să răspunde sincer. Petrecere, ne imaginăm, da? Muzică de club sau manea? Sincer. Zi tu prima, te rog. Sincer. Pentru mine. Sincer. La Gogo este muzică de club. Dar nu pot să zici doar un singur gen, pentru că sunt la amândouă. Dar de ce mai la microfon? La mine nu poate să zică un singur gen, pentru că cumva le combin. Da, mai ales ați la nuntă. Asta da. Ați înțeles. Depinde de petrecere și cum mergem la un festival, exact. Bum, ți bun. Merg la o nuntă, dă-i tata, adevărat, solo. N-ai cum să nu te distrezi. Percuția, cuția. Doamne ajută, ajută. Așa, sunteți pregătite, da? Lift sau scări? Nu ne doare piciorul. A. Suntem fresh. Și la ce etaj? Logic. Lift. La ce etaj? Nu contează. Lift sau scări? Păi la etajul 5. Tot lift. Bine. Tot lift. Vacanță cu el sau vacanță cu prietenele? Prietena, în cazul ăsta. Asta e grea, că nu poți să-i spui nici lui stai acasă, dar nici pe prietena mea n-aș lua. Putem să le combinăm? No. Da, exact. Nu, avem de ales. Este o singură vacanță, avem de ales. Ori îl luăm pe fraier, ăsta pe iubit, da. Ori plecăm cu prietena, indiferent că iubitul se supără. Sau poate deci, nu se supără. Deci, la momentul actual, dacă o luăm așa, plecăm două, noi două. N-am ieșit. Plecăm noi două. Bine. Facem o vacanță, faci o vacanță cu el și apoi merge cu bine. Bravo, și apoi, ce frumoasă. Și ultima întrebare. La fel, chiar dacă stăm la tine, răspundem, da? Cum dormim noaptea? Pijamale sau mai mult dezbrăcate? Larisa, clar, pijamale, că este figuroasă. Și la Gogo, partea cealaltă, mai puțin îmbrăcată. Mai las-o tată pe lingeria de la pat, că de-aia am dat banii pe ea. Să simt exact, că bumbacul ăla exact, e ce trebuie. Exact, cașmirul. Perfect. Vă mulțumesc mult de tot, acesta a fost joculețul meu. Mă mulțumesc pentru sinceritate. N-am înțeles un lucru. Știți atâtea lucruri una despre cealaltă. Vă iubiți atât de mult. Vă respectați atât de mult. Cum e când, cum era, când trebuia să fiți competitoare, frate? Voi cu cine țineți, de fapt? Cu sine sau cu cealaltă? Nu prea au existat astfel de întrebări. Pentru că atunci când mănânci împreună, te antrenezi împreună, dormi în patru separate, dar în aceeași cameră. Noi două trebuie să ne batem. Da, dar noi nu o gândeam așa. Nu ne gândeam că ne batem. Ne gândeam fiecare să reușească să facă cel mai bun exercițiu al ei pe ziua de astăzi, pentru că oricum împreună mergeam la acea antrenoare după. Mm-hmm. Deci, practic, dacă una rata, amândouă intram în aceeași glob. Da, așa e. Fetelor, mai avem 20 de secunde, un minut și vreau să vă aveți o cameră pentru Didi. Hai să începem cu Didi, că o cunoaștem. Didi? Și fii atentă, Didi, ai 20 de secunde. Larisa, nu auzi, nu vezi, nu te baci. 20 de secunde în care tu, Didi, trebuie să ne spui părerea ta despre Larisa, să o caracterizezi în 20 de secunde. Deci nu ai băi, cu bune, cu rele, nu, că e frumoasă, deșteaptă și nu știu ce. Adevărul. Și după, atenție, că îi dau și ei aceeași șansă. Deci, Didi, 3, 2, 1, start.
am trecut prin mult prea multe întâmplări împreună, acțiuni, competiții, petreceri, ca să renunț acum la o prietenie ca asta. 10, 9, 8, gata? Bun. Mie mi se pare că a zis frumos. A zis frumos, te-a pus în încurcătură, că tu vrei să-mi spui că te deranjează la 10 să bei cafea. Că te trezește dimineața și că te sună de 10 ori pe zi. Larisa, tu zici, tu descarcă-te, mami, că zi adevărul. 3, 2, 1, start. Cum conduc? Bine, pe toate, nu-ți convine cum conduc. Zi, dacă îmi conduc. Că-s prea organizată. 3, 2, 1, start, 20 de secunde. Îmi place ideea că, adică, o apreciez pentru simplu fapt că în ultima perioadă sau în ultimii ani s-a maturizat și este o Diana super, super faină. Și o apreciez că a fost pentru mine în cele mai grele momente ale vieții mele. Oh, ce frumos, ce frumos. Auzi, puteți să vă luați? Dormiți în același aveam apartament nevoie, de azi. Aveam nevoie să auzim o poveste de asta. Exact, da. Ce spuneam la început. Pentru că oamenii au devenit un pic mai închiși în ei și, uite, mai există miracole pe lumea asta. De ce să nu le arătăm și după atâția ani de prietenie, da. E un lucru extraordinar. Ai dreptate. Să vă dea Dumnezeu încă 100 de ani de acum încolo, să fiți la fel Doamne de frumoase și de una lângă cealaltă. Și vă mulțumim foarte mult că ați împărtășit toate astea cu noi. Mergem mai departe alături de un personaj oarecum misterios în legătură cu care multă lume își pune întrebări. De exemplu, de ce n-are copii până acum?